Specia este oaspete de vară. Vine mai repede decât pelicanul comun. Pentru majoritatea turiștilor și chiar a localnicilor, diferențierea dintre pelicanul creț și pelicanul comun este neevidentă. Pelicanul creț este o idee insesizabil mai mare decât pelicanul comun. La ambele specii, femelele sunt ceva mai mici decât masculii. Este mai puțin migrator ca și celălalt. Pelicanul comun migrează începând din august, septembrie, câteva exemplare rămânând aici. Pelicanul creț, se pare că în trecut forța lui n-a fost neapărat în delta Dunării, unde era competiția mare cu pelicanul comun, ci a fost în susul Dunării. S-a observat tendința lor de deplasare nu în sud, ci în direcția Călărașului până spre Oltenia. Ca și când ar reface vechile lor preferințe, parcă ar fi scris în memoria lor. Este o specie colonială. Aripa superioară este albă, pe când la pelicanul comun, aripa superioară este neagră. Când sunt în perioadă de reproducere, culoarea penajelor este deosebită. Plumburiu acela se face într-un fel de argintiu strălucitor. Nu are creastă, ci are un păr care este și într-un fel ondulat, ridicat, așa un fel de panc. Este un panchist printre pelicani, iar ciocul, special mandibula de jos și gușa, capătă o culoare roșu-purpuriu foarte frumoasă. Contrastul acesta între albul, argintiu, lucitor al penajului dă o foarte frumoasă eleganță acestei păsări în perioada aceasta. Sunt foarte sensibil. Dacă o colonie a fost tulburată puternic într-un an, există riscul ca în anul următor păsările să nu mai vină acolo. Sunt foarte rari, este o specie periclitată, critic, cu adevărat pe cale de dispariție. Orice neatenție duce la dispariția lor. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.